ați spus că mafiile nu știu care și nu știu cum. Bănesc frăția că banilor, banului contrafăcut. Am fost și eu inclus undeva într-o zonă, nu? Domnul Dragnea v-a inclus în frăția mafiotă. Da, domnul Dragnea a făcut parte din conducerea PSD. De ce n-a avut curajul să spună dacă el a considerat lucrurile astea despre mine? Eu i-am spus, domnule Dragnea, mai multe lucruri în față, să știți. Eu i-am spus și de față cu foarte mulți colegi, multe lucruri domnului Dragnea. I-am spus ce a făcut în campania lui Joana, i-am spus ce a făcut în anumite momente, în perioadele când a fost ministru de interne. I-am spus o serie de lucruri în față. Noi se știe că nu eram prieteni, tocmai pentru faptul că îi spuneam anumite lucruri în față. La un moment dat, nici nu poți să vorbești de dimineață până seara, fiind totuși în PSD. Da, vreau să vă spun că i-am spus domnului Dragnea o serie de lucruri. Nu am nicio problemă. E greu ca să nominalizez și nu vreau să creez probleme unor colegi de-ai mei care au fost de față, dar vă spun că au fost de față mulți. Chiar și domnul Ponta a fost de vreo două ori de față. Iar domnul Ponta a speculat întotdeauna disfuncționalității între mine și domnul Dragnea. Ca să fim obiectivi. Bun, haideți să ne întoarcem la momentul excluderii, domnule Evanghelie. A spus că nu știți de ce ați fost exclus. Victor Ponta a dat un interviu și a spus că excluderile, deci ulterior interviului dat de dumneavoastră, excluderea dumneavoastră și a celorlalți doi colegi, au fost corecte aceste excluderi. Evanghelie este destructiv. Vor fi decizii dureroase, spune Victor Ponta, în rebranduirea Partidului Social Democrat. Și v-a mai acuzat încă o dată că sunteți destructiv în interior. Bun, eu înțeleg. Poate eu aș fi fost destructiv. Dar domnul Joana, pe domnul Joana de ce l-a dat afară? Dar problema și declarația domnului Ghiță, acest minuscul om care a făcut declarație, care l-a făcut vis-a-vis de domnul președinte Iliescu, deci nu vedeți că trăim în niște filme de desene animate. Ei pur și simplu își dau seama că nu mai pot exista, că au pierdut urât de tot. Orice om își dă seama când pierde, pleacă acasă. Deci îi deranjează domnul Iliescu că s-ar putea să aibă un cuvânt la Congres. Însu nu mai candidează. Deci pe noi ne-au exclus din anumite motive. Și am să vă spun eu o parte dintre motive, că nici n-au găsit motivele. Inițial a fost motivul că am dat declarație, o declarație acum cu o săptămână înainte. După care când i-am spus, domnule, eu am dat declarație, dar domnul Dragnea, domnul Ghiță au dat declarații, a făcut ca un copil, hai mă Marian, mă, mai mă, că tu cu domnul Joana, zic, ce domnule cu domnul Joana? Acum stau și mă analizez și mă uit, analizez din trecut, el dându-și seama că are o mare problemă și nu mai poate să ocupe, nu va mai ocupa nici funcția de prim-ministru, nu va mai ocupa sigur nici funcția de președinte la PSD, lui a fost frică că o să vină viitorul președinte, domnul Iohannis, și o să spună, domnule, PSD-ul să dea un prim-ministru. Că noi nu vrem să intrăm la guvernare. Există și posibilitatea asta. Și atunci eu cred că pe domnul Joana l-au dat afară, săracul, l-au amestecat alături de mine și l-au dat afară de frică ca nu cumva partidul să-l nominalizeze. Pentru că, hai să fim corecți. Există această posibilitate ca partidul să-l nominalizeze pe domnul Joana premier în locul lui Victor Ponta? Da, deci erau două posibilități sau trei posibilități, dar cele care se discutau cel mai curent era domnul Joană și poate domnul Rus. Deci erau două posibilități. Și Oan Rus. Și Oan Rus. Erau cele două posibilități. Erau doi oameni cu experiență, au mai făcut parte din guvernarea României. Acum pe fond nu se compară și nici Oan Rus și nici Mircea Joană cu experiență, ca și experiență vis-a-vis de Victor Ponta. Dar asta înseamnă că au existat niște discuții între, după ce domnul Iohannis a câștigat alegerile. Între domnul Ponta, poate și alte. Păi nu, că dumneavoastră spuneți că existau aceste două posibilități. Nu, am zis că ar fi existat aceste posibilități, uitându-mă la ultimele declarații ale zilei. Văzând ceea ce a zis și domnul Ponta, domne, dacă sunt, eu mi-aș da demisia dacă aș ști că domnul președinte Iohannis numește un prim-ministru de la PSD. Dar el a declarat chestia asta de-abia după ce l-a dat pe domnul Joan afară. Eu nu vreau să vă spun, nu vreau să vorbesc despre domnul Joan, am vrut decât să vă arăt pur și simplu cât minte. Minte. El a căutat o motivație ca să ne dea pe noi afară. Ulterior, ați văzut că pe Robert Negoiță n-a mai zis nimic, că a declarat, că n-a declarat. Dar Robert Negoiță de ce nu l-a, credeți că nu l-au dat afară? Pentru că nu asta era problema, Robert Negoiță. Problema era dumneavoastră. Problema eram eu, problema era... Eu i-am spus că voi candida pe funcția lui Liviu Dragnea.
Deci eu am spus că vă... Păi i-am spus, eu am vrut să candidez și la congresul de acum 2 ani de zile. Și eu am ieșit că între cei 40 ceva de candidați pe primul loc, deci primul vicepreședinte, deci cu cele mai multe voturi, într-o sală de 5.000 de oameni. Oare credeți dumneavoastră că membrii PSD sunt de acord cu Victor Ponta, care m-au votat pe mine? Credeți că sunt de acord cu decizia pe care a luat-o el într-un change, așa, într-un schimb de, cum să zic eu, de interese? Unii au tăcut de frică, alții au trecut ca o dosare penale, alții n-au vrut să se implice că și-au dat seama ce se întâmplă, alții stau și așteaptă să se întâmple alte lucruri. Ce așteaptă? Alte lucruri. Totuși cei care sunt cu experiență și văzând modul lor de acțiune vis-a-vis de voturile din diaspora, credeți că nu-și dau seama că totuși, dom'le, mai faci o greșeală, mai greșești, dar nu poți să oprești dreptul românilor să voteze. E un drept fundamental. N-ai cum să-l oprești. Deci, indiferent ce încearcă și cum încearcă, prin diverse aranjamente, să închidă această problemă, nu se poate. Eu sunt sigur că DNA-ul, în următoarea perioadă, va trebui să înceapă să verifice ceea ce s-a întâmplat acolo și toți cei care sunt răspunzători să răspundă că așa ceva să nu se mai întâmple. Aici e vorba de sute de mii de români și nu e vorba de un moft de-a lui Victor Ponta sau lui Liviu Dragnea. 400 de mii de români, pentru că ați adus în discuție problema diasporei, vă întreb foarte sincer, cine și de ce a blocat votul în diasporă? Eu am să plec așa. Liviu Dragnea, în calitate de director de campanie, cu staful, cu Bogdan Teodorescu, cred că s-au năpustit asupra ministrului Titus Corlățean și, bineînțeles, cu decizia luată la final a lui Victor Ponta, pentru că i s-a spus foarte clar că dacă dau drumul la vot în diasporă, au pierdut. Și au spus că și-o asumă. Eu așa am înțeles. Și dacă și-o asumat, o cum să și-o asume? Deci, eu am spus, nu știu ce posibilități, că nu sunt profesionist, să se ia stenogramele telefoanelor acestor patru colegi, instituțiile deci, statului... Interceptările pe domnul Victor Ponta, pe Bogdan Teodorescu, Liviu Dragnea și Titus Corlățean. Și să se vadă dacă am dreptate sau nu am dreptate, că am fost întrebat de... Poate am fost lângă unul dintre colegi când au discutat. Asta poate a spus sau n-a spus. Păi, dar nu e frumos să spun. Că v-am mai zis până deodată că poate am fost lângă unul dintre colegi care vorbea cu unul dintre cei patru. Să vă spun un singur lucru. N-am făcut niciodată ceea ce fac acum, dar din păcate acum este cu totul și cu totul altceva. Nu vreau altceva și nu vreau să fac rău nimănui în mod deosebit. Dom'le, dar vreau să arăt cât de mult minte acest băiat care se numește Victor Viorel Ponta. Deci, problema lui este, cred că, e, cum să zic, e, nici nu știu formula să o definez foarte clară. Dar, dom'le, de dimineață până seara, nu vorbesc doar eu aceste lucruri, credeți-mă că știu toți parlamentarii, cei din partid cunosc fenomenul, dar s-a creat o stare din asta de dictatură, dacă vreți, o dictatură copilărească, prostească, în care dacă spui ceva, te dă afară. Dacă spui ceva, eu mă mir cum nu l-au dat pe domnul europarlamentar Ivan, care într-adevăr a avut o opinie separată, a votat împotrivă și l-apreciez și respect pentru acest gest, pe Șerban Nicolae, cum nu l-au dat afară, dar oricum faptul că s-au manifestat, trebuie să ne așteptăm ca să-i dea afară. Ei nu s-au așteptat că va ieși un asemenea scandal. Ei au crezut că eu plec acasă, mă culc și încep să mă gândesc la ei. Îmi trimit mie diverse forme că să stau liniștit, că nu să-mi creeze probleme. Fiți atentă și dumneavoastră. Cine vă trimite? Domnul Victor Viorel Ponta. Prin cine? Prin diversi colegi. Că dacă stau liniștit, nu să-mi creeze probleme cu consilierii de la primăria sector 5. Îl anunț de acum oficial că consilierii de la primăria sector 5 își dau demisia din PSD. N-au nevoie să-i lase el acolo pe listă sau n-au nevoie... Păi de... nu și nu-și pierd mandatele dacă renunță la calitatea de membru PSD? Este... Legea are mai multe formule. Nu-și pierd neapărat mandatul. PSD-ul în momentul acela nici nu mai este reprezentativ acolo. Și spuneți neapără că toți consilierii de la sectorul 5 își dau demisia din PSD. Păi vor da demisia din PSD, nu doar consilierii de la sectorul 5. O să vedeți că voi face două întâlniri frumoase. Am datoria și obligația morală față de acești colegi. Ei m-au ajutat și ceea ce sunt datorită lor. Eu am candidat independent
și partidul a fost alături de mine, adică partidul, colegii mei, din punct de vedere uman. Voi face o întâlnire cu activul sectorului 5 și cu cei parlamentari și cu toată lumea. Și pe aia voi face o întâlnire și voi face un apel la activul pe București. O întâlnire cu 1.000-2.000 de inși, câți vor putea să vină, că nu știu exact, da? Și o întâlnire cu 5-6.000 de inși la București, ca să le explic ceea ce s-a întâmplat. Și toată